Deci suntem în Valea Mică, da? Valea Mică, da, Comuna, Comuna Roșiori, Bacău. Da. Cu 14 cu cei și nu aveam cui să-i dau. N-aveați cui să-i dați? Nu. Pentru că acum nu mai e văd dacă fiecare cetățean să-și crească buceul. Nici aici în sat? Nici. Mai este primarul aici în sat, care taie porc. Ca să ziceți, care este obiceiul, ce aveți acolo la... Cea unu este pentru apă caldă, pentru spălat porc. Pentru spălat porcul. Cam cât timp îl lăsați după cel junghiați? Până nu se mai mișcă. Până moare, că nu pot să-l pun la foc dacă el mișcă. După ce nu mai mișcă, îl pun și dau paie, îl pârlesc. După ce îl pârlesc, îl curăț bine, îl cu apă, îl spăl, îl ung cu un strat de sare pișoric. Unii că ducem o bucățică de codiță în cote. Da, bine. Asta ca bine, tradiție, da, așa. Da? Da, e important, da, o să ne zică doamna. Codiță o arunc în coteț, cu toate că eu m-am doi pușei acolo rămas. Nu, n-am lăsat cotețul gol. Și după care ne așteptăm să-l pârlim. Cu paie, îl curățăm, îl învârtim, până iese curat. Dăm cu apă pe el, îl spălăm. Când iese șoricul curat, dăm cu mână de sare pe el și tot așa îl frecăm cu apă, după care îl decapităm, dăm capul deoparte. Îl desfacem. Veniți atunci la desfăcut. Veniți atunci la desfăcut. Acum mai bine le-ați făcut, le-ați povestit pe scurt ce o să fie până la până acolo. Desfăcut, veniți și participați aici și ne filmați cum tăiem noi șoricul. E adevărat că trebuie băut o dușcă mică ca să nu fie... A, dar avem rachiu. Da? Rachiu, vin, avem... Asta se zice, așa e tradiția, ca să nu fie porcul tare sau... Nu. Da, nu, ca să fie carnea fragedă. Așa. Și pe românul nostru, că doar de-asta e român, că ce ori face nemții, mama lor din nemți, dar noi facem ca românii. Așa. Despoftiți la țuică. Mergem la țuică, că așa e tradiția. Poftim Ionuț la țuică. Da. Și obiceiul este să ciocnim un... pahar de țuică. Așa. Cine mai ciocnește? În primul rând cei ce muncesc. Da. Sănătos, să rugăm sănătos. Nu trebuie să muncești. Nu? Trebuie să mănânci dacă poți. Da, mulți ani. Mulți ani. Bine ați venit. Bine ați venit la noi. Să dea Dumnezeu să fie bine. Mulțumim, să dea Dumnezeu. Mergem la pârlii porc. Trebuie să luați și o gură de colac, că așa a spus doamna, că după țuică trebuie să mergi cu colacul, nu? Cine vrea, am spus cine vrea. Dacă nu, duci... Nu, după. Capul familiei. Uite de aici aia. Ia și tu, Ionuț, ia-l în mână măcar. Nu, e după plăcere. Da, uite, bucățica așa, ca să ducă țuica. Să ducă țuica de pe gât. A, știți dumneavoastră cum e cu plăcerea? Cum e cu plăcerea? Da, acum ce faceți? Pârliți porcul, trebuie să prindă la... Prindem focul la paie. La paie. Da. Mergem, când spuneți, e cel mai... Să știți că... Ei întreabă, vrei să vezi mai important... foc la paie sau ce vrei să vezi, ce moment? Cea mai importantă achetare la porc este pârlitul. Da, asta e foarte important, toate pentru că... Acum, dumneavoastră de obicei pârliți cu paie? Adică... Numai cu paie. Numai cu paie. Da. Să știți că n-am mai găsit nicăieri. Unde am încercat să întreb de porc, n-o spus că pârlesc cu... Știți ce se întâmplă? Ziceți. Cu lampa. Iese șoricul, porcul iese atâta de curat, alb, dar nu iese șoricul, șoricile. Nu iese copt și bun la gust. Noi cu paie îl mai scăpăm și îl mai ardem câte o pată din loc în loc. Unii bate flacăra mai mult, că nu poți să stai cu flacăra în mână să îl întoarci, mă. Dar iese șoricul curat. Iese gustos. Cu gust. Cu gust. Gustos, da. Ăla cu lampa de benzină și cu aia, îi dă un gust de... De petrol, de... De petrol, de chimic. Aveți dreptate. Eu așa am făcut. De vreo 50 de ani, eu pârlesc porc aici. La tata, acolo stă tata și mamă. Specem și acolo. Deci, păstați toate tradițiile pe care le-ați apucat de la... Și eu m-am apucat de tăie porc, am de la 15 ani. Pentru că tata nici o găină nu o tăia. Fuge de acasă. Asta a fost, așa sunt eu. Am făcut de toate. Fața pământului. Numai n-am reușit să ies eu undeva
că n-am avut cu cine face treaba. Da, sigur ați ieșit. După ce gospodărie aveți aici și ce copii aveți, e clar că ați ieșitul de trebuie. Da. Mulțumesc. Noi povesteam. Ce fel de paie sunt acestea? Paie de grâu. De grâu? De grâu, da. După... Cultivați grâu pe aici? Cultivăm și grâu, dar puțin. Puțin. Dar de ce? Sunt mai bune paiele acestea? Eu acasă am văzut doar de... Doar paie... Fân. Nu, no, pe fân de fân, paie de paie. Așa. Da. Paiele sunt rezultate în urma tăieratului. E grâu. Eu o să mă apropii ca să vă aud mai bine. Da. Deci, și asta e obiceiul neapărat cu paie de grâu? Paie special de grâu. Mai sunt paie de ovăz, dar de grâu. Asta e mai bune. Asta pentru că sunt mai ardușor. Ardușor. Și cu flacără. Și cu flacără. Da. Ceea ce e important pentru pâritul porcului. Ceea ce e important. Nu poți să-l pârlești cu lemne sau alt material. Cel mai important sunt paiele, că ard cu flacără și repede. Și important este că, totuși, spre deosebire de fân, durează ușor mai mult, bănuiesc. Nu știu dacă fânul arde așa de repede și... Cine? Fânul. Nu. Fânul nu arde ca paie. Fânul nu arde ca paie. Mai mult bocnit. Nu face flacără. Arde așa, într-un ulei. Și acum îl cerc... Ați dat? I-am dat o flacără și rade un cuțit, se duce primul strat de păr așa și mai mare și un rând de piele care într-un fel s-a copt. Dacă radem așa, uitați cum se duce. Dacă veniți pe partea asta... Dacă o să vă rog să vorbiți ușor mai tare, e perfect. A, am înțeles. Uitați cum se duce. Cum îi zice noi, rapărul la porc. Rapărul la porc, da. Mă, că vine fum peste noi. E așa, e firesc. Căldești la... Și din cauza căldurii s-a dogorit și automat se jupește pielea. Exact cum te-ai opări ca o mână sau te face beșică. Acum am întețit focul ca să... Da, să i-am mai dat încă o mână de foc, așa. O flacără. O să-l întoarcem pe partea cealaltă. Apoi îl întoarceți. Sigur, pe dedesubt el e pârlit deja. Am bătut flacăra pe partea... Pe dedesubt. Da, pe partea stânga porcului. Și puneți paie peste tot ca să pârlească? Dedesubt, mai mult. Dedesubt. Deasupra, știți, flacăra se duce în sus, nu prea are eficiență. O să-l întoarcem pe partea cealaltă și atunci o să-l pârlim și pe partea dreaptă. Care e partea cea mai greu de pârlit? Pe la gât, pe la picioare, printre picioare. Burta cu picioarele. Burta cu picioarele. Lateral și spate, de să pârlești în jos, dar burta și picioarele trebuie... La urechi. Da, pe la urechi, pe la gât. A picioarele, în general, și pe burtă. Pe burtă e șoricul cu mai subțire și, automat, dacă scăd flacăra, se arde. Se arde. Da. Trebuie avut puțină grijă. Uitați cum ard paiele. Da, asta aveți dreptate. Asta e secretul la... Eu n-am mai văzut, să știți că la mine acasă cu fân făceau. Da. Și e adevărat că niciodată nu arde așa. Paiele ard, deși e proverbul acela, că arde ca paiul. Da. Nu, la noi aici în zonă niciodată. Bine, acum au ieșit invențiile astea noi cu butelii, da? N-ați făcut niciodată cu butelie. Nu, pentru că nu iese șoricul gustos și atunci... Și oamenii de ce credeți că preferă să facă cu butelie? Nu iese fum, nu, poate n-au paie, poate... Da, n-au paie, n-au, știți... Unul dă cu spray-ul și alălalt dă cu cuțitul. E mai comod. Da, e mai comod, da. Și mai curat, da. Uite, acum o să-l întoarcem. Am. Vedeți cum s-a copt pe partea? Da. Acum partea asta o chiar s-a copt, da? Chiar s-a copt, nu? Da? Paiele. Nu noi, paiele. Paiele, dar ce frumos. Da. Paiele de mi-a copt, tate. Cum mai împlacem, cum mai așa, cum mai așa. Ia uitați cum sună șoricul. Cum iese, că se ne convine și nouă, să ne deci placă. Deci trebuie să sune. Da, ia uitați. Deci ne copt deja. Se ne convine.
Să ne placă, să ieși din el. Câte kilograme să aibă porcul? Ăsta are cam în jur de 180. 180? Da. Ne povestiți? Că nu are-l dai cu apă opărită, ca să moaie arsura asta care... Cu apă opărită, ca să moaie arsura? Da, și rapă, șoric. Nu prea ai ieșit așa, nu trebuie pentru că a bătut vântul și ne lua flacăra. A bătut vântul, ziceți? Da, a bătut vântul. A bătut vântul și lua flacăra. Acum a trebuit să-l înghelim cu ceva, un nylon, încât să transpire. Poți să-l razi două zile tot, ceva tot mai rămâne. Ce se întâmplă? Asta dacă razi până, rămâne, până ajunge la șlemină, la grăsime. Și el tot se rade. Asta e pielea de tipul. Staturile de piele. Da, care oricât ai rade din el, tot negreala asta e. E prăjit. Cine nu a făcut... Nici nu a făcut. E munca aici, dar e și mulțumirea de la sfârșit că tu l-ai crescut, tu l-ai... Dar nu mi-ai bun la supermarket? Așa este și așa e pentru noi. Gata făcut. E gata făcut, fără muncă, dar cum vă aduceți aminte de... Da. Dar din copilărie, adevărul că dacă așa te-ai crescut... Nu e mai bun la supermarket, vă spun eu. De ce nu-i mai bun? Că știți pe ăsta. Că așa suntem obișnuiți. Nu se compară carnea de acasă cu cea din comerț. Așa este. Nu știu, părerea mea, poate... Asta e pentru că ați crescut aici. Toată pielea așa, tot policiu. Atenție cine are răni în mână sau pe degete. S-a apucat de plâns acum. Trebuie să fim atenți. Nu, cei care pun mâna pe sare. O rană în palmă sau pe deget, deja... Deja ai sărat. Te-ai apucat de plâns. Dăm porcul cu sare. De ce îl dăm cu sare? Să frățizeze șoricul și să mai duce din... Încă să mai duce din mizerie. Deci sarea este și pentru... Da, pentru... ea fiind grunzoroasă. Cu omaj. E... Deci e și pentru da, sigur. A curăța și pentru a da gust. Și... Sigur, sigur. Și pentru, cred că un fel de dezinfectant, e posibil că sarea arde. Una conservant pentru... Nu, sarea frăgezește. Frăgezește. Deci numai sare grunjoasă. Da, mai da. De la salină. Aia la tuschină n-are nicio valoare. Decât că se sarea. Să mai o leacă la cuțitea și dă cu apă caldă pe ea. Numai cu apă caldă, că altfel nu merge. Deci fără sare, cam la noi, la țară, nu se poate face nimic să țină pe iarnă. Sare și apă. Sare și apă. Și lemne. Și lemne, așa e. Și porumbul. Pentru animale. Îi dăm capul jos și scoatem slănina. Îi facem o cruce aici, să mănânce gospodarii sănătos. Mulțumim. Da? Așa e obiceiul. Așa e obiceiul, da. Funcție de greutatea capului se stabilește greutatea porcului. Cum? Dacă capul are 12 kg, porcul are 120. Dacă capul are 15, deci funcție de greutatea capului. Se ia 1 kg la 10. Așa e obiceiul să mănânce o bucată de șoric? Da. Direct lângă porc? Da. Când nu e șoricul moale, cum se zice? Sau când... Dacă omul e bun la mână, se zice? Sau cum zice? Nu. Un cetățean de aici mi-a spus că zice nu mi-a ieșit șoricul fraged pentru că cel care o înjunghea porc o strâng din dinți. Zicala este așa. Așa-i. Cel care taie porcul trebuie să fie un om maleabil. Un om bun. Relaxat. Și în momentul ăla să fie... Da, nu te duci acolo și tai porcul, că vrei, nu încrânce n-am. Acolo sparg. Am înțeles de ce. Eu vorbesc cu dumneavoastră din punctul meu de vedere. Nu știu cât sunt eu de înțeles. Nu am înțeles? De slănină. Deci facem slănina. Care va fi pusă cu sare. Cu boia, cu usturoi.
Asta o să fie pregătită pentru... Șunca fumată. Șunca fumată. Da. Noi spunem mai simplu baiți. Baiți, da. O puneți? Da. O, chiar la o baiți. Dar e format de... Mai simplu, așa, nu chiar cu multe... Și o să fie pus la fum. Dar nu, acum peste vreo 2-3 zile. La fum aveți în... Afumătoare, da. Afumătoare. Da. Da. După ce scoatem coloana, ajungem la măruntaie, la organe. La organe, la organe. Asta este splina. E splina? Da. Și ce zice splina? Splina zice așa. Dacă splina este groasă aici, iarna este groasă la intrare, puternic. Să o ridicați, să vedem așa. Eu, da. Dar după cum arată splina asta? Așa. Arată mai mult la intrare, adică de la de când începe iarna. Aici este subțire. Deci iarna o să fie mai... Iarna o să fie ușoară la ieșire în primăvară. Inima și plămânul. Inima și plămânul. La ce puneți plămânul și inima? La tobă. La tobă de obicei. La tobă, da. La tobă. Da. Și asta e carcasa pe care ați desfăcut-o. Da, și coastele. Coastele și... Coastele cu... Aici apare stomacul, buftul, buftul porcul. Pe care o să-l... Pe care îl faci în tobă sau... Mă rog. După care găsim vezica aici undeva, pe care o facem și o zurgălăm. Aia se zurgălește. Scoateți acum este ficatul. Ficatul. Pe care tot la... Da, ăla merge la tobă. Preparatele tobă. Alea... La tobă. Să scoate firea, se dă deoparte, pentru că firea amărăște gustul la mâncare. Și se dă deoparte. Aia se aruncă deoparte. Arătați ce se face din fiecare. Deci ăsta este... Uitați-vă dumneavoastră aici. Asta este... Ăsta așa se alege. Și ce se face din el, ziceați? Imediat. Numai să-l desfac. Numai să-l desfac. Și vă arăt eu acum cum arată. Ca o plasă. Ca o plasă. Vedeți dumneavoastră? Și faceți... Cum? Toate măruntaiele astea se fierb, se toacă și se pun în plasa asta și iese niște turti, ca niște turti, sau mă rog, ca niște... A, niște piftele mai mari, așa. Ca niște piftele mai mari. Îmbrăcate în cămașa asta. Și se cheamă? Se cheamă drob la noi. Sau șeghir. Sau șeghir. La noi, în Moldova, aici se zice, au făcut șeghir. Șeghir. Da, șeghir. Dar pe plan, este și drog. Asta este coloana. Cum e la miel, se face din porc. Asta este coloana. De obicei la borș, la fumat se pune. Asta este buftul porcului, stomacul. Stomacul. Care, dacă îl desfaci, se curăță. Se întoarce vidos. Se spală și se face tobă. Se fierbe. Se umple cu măruntaie. Măruntaiele tocate. Tocate. Cu măruntaie tocate. Aia este o sânza, aia este grăsimea porcului de pe burtă. Și scoate acum. Și aia se pune la tochitură. Aia se pune la se topește. Pentru iarnă. Se topește și se folosește... Să mai fac prăjituri. Din când în când se fac prăjituri din asta, doamna știe. La descurcatul maților este o regulă. Nu oricine le poate descurca dacă nu știe de unde să-l ia. Acolo îmi spart un maț. Înapoi, da, nu trebuie spart în principiu, nu? Nu, dar și așa le tai și le curăț. Aici am mai participat puțin la descurcatul maselor și după aceea când le spăl, le golesc eu. Aceea este toba, da, pe care trebuie să o golesc și să o spăl. Ea are prânsa făină ce-a mâncat porcul aseară. Deci pe aici... De la mațul gros, de la mațele astea, intestinul gros e acesta. Am spart acolo, dar nu e nicio problemă că... Nu, că am dat chiar la mâinile tale. E desprinsă, dacă nu desprindem pielița pe acolo... Nu se desprinde mațul.
Asta este untura de pe mațe. Da. Altă dată se folosea de lac, de leac. Nu. Nu? Nu se folosea mai mult la săpunul, punea la mama săpun. Mea. Da, la săpunul de casă. Copiii se ungeau cu untură, cu obiceiul ăsta, nu? Nu, nu. De aici facem chișca. Chișca. Da? Desfaceți pentru cârnați. Pentru cârnați, da. Așa frumos se... Da, da, da. Acum pelița asta fiind mai... Pentru că eu am învățat de mica asta că stăteam cu ochii acolo la cei care tăiau porcul. Ce face, ce face, cum face. Ne întoarcem la camera pe carnea pe care ați pus-o în beci. Aici sunt mațele pe care le voi spăla și le voi face exact ca pe cele două mațe care le-am scos mai repede. Da. Aici aveți... Să pulpele, voi alege carnea macră, care va merge și spre copii și spre congelator. Uh-huh. O folosesc în congelator, că o primesc spre carne proaspătă. Aici este slănina și osânza. Asta osânză, din osânză se făceau înainte prăjituri, dar fiind cam gras, așa, nu prea mai... Așa. Nu mai folosiți atâta de mult? Nu. Aici sunt probabil costițele. Da, coastele. Care se așează, se pun la tot la saramură, se pot face afumate sau se pot păstra în, tot în congelator.